fiecare an, pe 8 septembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește evenimentul minunat al nașterii Maicii Domnului. Ea însăși avea să nască apoi pe Mântuitorul Hristos, făcându-se astfel o nouă Evă, ca ceea ce a născut pe noul început al neamului omenesc. Informațiile pe care le avem cu privire la evenimentele legate de nașterea Maicii Domnului provin dintr-o întreagă serie de scrieri care aparțin creștinismului de început. Aceste scrieri, precum Protoevanghelia lui Iacob, sunt forma scrisă a informațiilor care circulau în acea vreme sub forma orală a Sfintei Tradiții. Vechimea lor, numărul mare al manuscriselor care se păstrează, pătrunderea narațiunii lor în textele liturgice sau în reprezentările iconografice, sunt mărturia conformării lor, dincolo de îndoială, la ceea ce a fost și este tradiția autentică a Bisericii. Nașterea Maicii Domnului a fost răspunsul bunului Dumnezeu la rugăciunea ardentă a părinților săi, o familie înstărită și evlavioasă care nu avea binecuvântarea unui copil și care se confrunta astfel cu povara de a fi judecați de restul lumii. Atât tatăl Ioachim cât și mama Ana au primit fiecare în parte vestire de la îngeri despre faptul că rugăciunile lor au fost ascultate și că vor avea un copil. După 9 luni, Ana a născut, citim în textul atribuit Sfântului Iacob. Și-a întrebat-o Ana pe moașă, ce am adus pe lume? Iar moașa i-a răspuns, o fată. Și a zis Ana, sufletul meu a fost astăzi preamărit și a culcat pruncul în leagăn. Trecând zilele cuvenite, Ana s-a spălat și a alăptat pruncul și a pus numele Maria. Zi după zi prindea puteri copila. Când a împlinit 6 luni, a pus-o Ana jos pe pământ să vadă numai dacă poate sta în picioare. Și ea, făcând 7 pași, roată împrejur, s-a întors în brațele Anei, iar aceasta ridicându-o grăi așa, să trăiască Domnul Dumnezeul meu, nu o să mai umbli pe pământ până când nu te voi duce în templul Domnului. Și i-a făcut copilei loc de rugăciune în odaia ei, nemai îngăduindu-i să se atingă de lucruri pângărite și impure. Apoi le-a chemat pe fiicele neîntinate ale evreilor ca să se joace cu ea. Curăția aceasta a păstrat-o Fecioara Maria până la sfârșitul vieții, învrednicindu-se astfel de a se supune voii Domnului când a chemat-o să fie Maica Domnului nostru și a Fiului Său.